Da, a murit. Scuze, fanul tău, what the fuck? Bă, și acum ne-a dat la o casă random care aparent este în Sandy. Bă, aș vrea cumva să mor într-un fel. Voi să-mi bag că am murit amândoi. Bă, ia uitați, bă, câtă lume e pe server, bro. Nu știu de ce, dar sincer, mă simt ca pe Sam. Nu știu dacă e de la chat sau că suntem pe Behood. Nu știu dacă știți, dar Behood este una dintre cele mai mari comunități de Sam din România. Adică GTA San Andreas. Și aparent și-au deschis un server de RGMP. Bă, nu am știut până zilele acestea. Mi-a apărut la recomandate un clip al lui Hunter. Vreau să-l salut pe această cale. Și am văzut acolo Răduc că și-a deschis comunitate de RGMP și am zis, bă, băi și fete, de ce nu să intrăm? Și sincer, am intrat în listă și astăzi am vrut să filmez undeva pe la ora 15, dar din păcate nu am mai putut. Au fost 1000 de persoane, ceea ce este super, super wow. Adică este prima dată când se întâmplă așa ceva în România să fie un server full, adică peste 1000 de persoane, ceea ce este un lucru super, super bun. Deci, mă, pui și fete, vedem noi că la început avem aici tutoriale. O să vă aici pe Y pentru a începe examenul. Stați așa, apăsăm pe capat, folosește asta 2, H pentru a porni luminile. Ok, am înțeles. Deci, haideți să facem tutorialul acesta, mă, pui și fete. Mă, sincer, cred că băieții au vrut să facă ceva legat de Samp, adică nu știu, chiar îmi dă o nostalgie așa de Sam, chiar nu știu de ce. A spus și la început, cred că și hudul este asemănător a Sampului, 100%, adică am... Nu știu dacă știți, dar am intrat o dată pe Behood și am și filmat un videoclip care aparent a făcut peste 1000 de vizionări, nu m-am așteptat la asta, vreau să mulțumesc. Și da, avea cam același HUD, același font și cred că asta au vrut să facă și băieții, să aducă pe RGMP comunitatea de Sam cum ar veni. Pentru că, na, pe Sam sunt o grămadă de persoane, nu știu dacă știți, dar eu joc 5M, adică foarte mult roleplay. Bineînțeles că acest server de rage nu este roleplay, pur și simplu este RPG cum este pe Sam și... După ce am făcut acest achievement, am primit undeva la 53.000 și ceva puncte de experiență și am primit totodată și permisul de conducere pentru 100 de ore. Și acum va trebui să ne urcăm într-un scooter. A, uite, stați așa că ne-a pus acolo, ne-a fugit aparent. KPH pentru a ne pune casca și acum următorul pas pe care trebuie să-l faci este de a-ți lua un telefon. Perfect, o să apăsăm pe 2 pentru a porni vehiculul, fac eu. Hai să mergem să ne cumpărăm și un telefon pentru a localiza un biz de acest tip, folosește comanda GPS. O să ne uităm puțin mai încolo să vedem cam ce chestii mai sunt prin oraș, să zic așa. Mă, acum pe server nu sunt foarte, foarte multe persoane, sunt avea pe la 100 de persoane pentru că n-a este și ora 3 dimineața când filmez. Na, din păcate am timp liber doar seara și de asta majoritatea clipurilor sunt pe întuneric, după cum puteți vedea, dar bine, nu este asta o mare problemă. Hai să intrăm aici în 24x7, use bui to access the store și să ne cumpărăm un telefon. O carte telefonică și o cartelă cu credit. Ok, mai avem ceva pe aici, că avem și un walkie-talkie, hai să-l cumpărăm. Asta e așa că suntem în tutorial, putem să cumpărăm doar telefonul, am înțeles, am înțeles. Și acum haideți să mergem și la haine, bă, sunt curios dacă sunt NPC-urile din GTA 5 sau sunt haine custom, adică să ne putem noi îmbrăca cum dorim noi, dar nu prea cred că. Cred că dacă era să ne facem noi caracterul, ne dădea de la început cum era pe GTA Online, dar nu prea cred asta, cred că sunt direct NPC-urile. Da, uite, avem aici la clothes. Chiar nu știu pe care să-l aleg, sincer. Hai să-l selectez, uite, pe acesta. Confirm, perfect. Și acum va trebui noi să ne selectăm un job. Bă, sunt chiar curios aici la joburi. Deci avem noi tracker, detectiv. Cam care să-l facem așa, curier? Bă, sunt mare parte astea de pe Samp, da? Văd că sunt și pe level, avem aici industrial fisherman. M-am văzut la video la lui Răduc că la început foarte, foarte multe persoane s-au băgat pe fish. Și, sincer, sunt chiar foarte curios să văd cum este fisherman-ul aici în Los Santos. Deci, na, va trebui puțin să mergem, dar nu este asta o mare problemă. Am dat set T13 și set V și aprind dacă avem un cont VIP putem să folosim această comandă, adică să facem zi afară, ceea ce mi se pare un lucru super, super tare. Ca să facem și o scurtă paranteză, mă, băi și fete, nu uitați că aveți pe Energy Lab codul Web2K 10% reducere la orice comandă de pe Energy Lab și sunt o grămadă de produse acolo de la GFL care, sincer, sunt super, super bune, dar eu de început, sincer, vă recomand un starter kit, deci, mă, băi și fete, adăugați acolo Web2K pentru 10% reducere. Pot eu oare să scot zăpada cumva? Stați așa, deci nu pot să scot zăpada, ia că sunt chiar foarte curios să văd. Ok, deci ăsta de fisherman este fix aici pe pod, nu știu exact că ne trebuie ceva undiță să ne cumpărăm sau pur și simplu mergem acolo la job și gata. Tastăm o comandă, cred că cam așa este, adică având în vedere că este RPG, nu prea văd de ce l-ar face mai complex asta. Dar oricum, sincer, chiar mi se pare super, super interesant, pentru că, na, bă, este RPG și, bă, lumea din România, să zic așa că, na, este mai cu roleplay-ul, cu astea pe GTA 5, dar văd că, sincer,
Românilor mai mult le place RPG-ul și asta s-a văzut și acum câțiva ani pe Samp și încă se vede, deoarece comunitatea de Samp este mult mai evoluată ca GTA 5-ul, adică ca și Bivem-ul, cât și Rage MP-ul. Deci am ajuns aici la Fisherman și o să apăsăm pe Y sau Get Job. Și acum avem tutorial finalizat, jobul tău este acum Fisherman Los Santos. Ai primit rent automat la Casa 49, evita aglomerația de la spawn și am primit aparent și un Fagio VIP timp de 48 de ore. Vedem aici pe băieți că pescuiesc. Aparent pur și simplu comanda slash fish și putem să pescuim. Uite, și am prins un pește normal în valoare de 19.000 și va trebui noi să mergem să îl vindem. Mamă, câți băieți sunt pe aici, bro. Hai că frate, aici o mașină. Holy fuck, am crezut că intră mine. Avem voie doar un pește să luăm la noi. Nu putem să luăm mai mulți pești, de exemplu, să avem 3-4 pești. La fiecare pește prins va trebui să mergem la un 24x7. Acum stai așa că... Uite, cred că ăsta este cel mai apropiat, nu? Da, uite. Cred că Fisherman-ul este cel mai popular job, având în vedere că este o grămadă de lume pe aici. Și automat când intrăm în 24x7, ne dă aici și câștigul plus referalul. Ok, avem și din referal aproape 5.000 și avem un câștig total de 25.000. Mă, sunt curios unde avem noi mașina. Oare ne arată pe artă? Uite, avem aici personal vehicle. Hai să mergem să o luăm. Cred că avem acel Fagio. După care o să mergem și la un show, să vedem puțin cam cât ar costa cea mai rapidă mașină. Vreau să spun că sunt mașinile vanilla, adică na, ceea ce mi se pare un lucru super, super bine. Și eu dacă mi-aș face un server RPG, la fel aș face. Da, cu siguranță băieți o să bage și bonusuri, adică mașini speciale. De exemplu, niște mașini custom, un Audi acolo, un Ferrari ceva, care ar fi super interesant dacă ar face acest lucru, dar asta rămâne de văzut. Sincer, chiar pare interesant serverul, n-am de ce să vă mint. Mie îmi place super mult că este comunitatea Bihut, super, super mare și sunt, bă, sincer, cât și pe Sam, cât și pe Rage sunt o grămadă de oameni. Și chiar mă bucur acest lucru că am ajuns în România pe RGMP să se dezvolte platforma asta, pentru că merită 200 de ori mai mult ca 5M și vreau să spun asta sincer că n-am acolo câteva ore, 5.000 de ore de 5M și aș fi vrut sincer să am atâtea ore pe RGMP pentru că merită mai mult RGMP-ul. Este mult mai optimizat și poți să faci o grămadă de chestii mai interesante. Deci stați așa, mă, bici, fete, să dăm noi pe GPS sau what the fuck, stați așa să ne parcăm. Deci avem GPS-ul, băi, interesantă chestia asta. În casino, crates. Ce sunt astea cu crates? Ok, aparent tot aici, crate place. Hai să dăm acolo o tură să vedem. Aparent avem și noi un cod de referral, mă, băi, și fete, dacă vreți să-l folosiți. 5641, nu știu exact ce vă dă, cred că vă dă ceva mașină la început pe gratis. Sunt chiar foarte curios să văd dacă facem presul de like-uri la acest videoclip. Dacă facem, chiar o să mai fac videoclipul pe RGMP pe acest server, pentru că este ceva nou și la mine pe canal RPG, chiar dacă am mai fost în trecut un server de RPG. Deci hai să intrăm aici la slash buy crate și avem aici rare crate, epic crate și legendary crate. Care pot să-l cumpăr cumva buy, dar nu avem destule B points pentru a cumpăra acest crate. Am văzut că este o animație super, super interesantă la aceste crate-uri. Stați așa să dăm și slash shop să vedem cam ce avem aici, informații despre puncte premium. Cum se obțin punctele premium, donate. Uite, avem aici ceva la normal. iPhone 100 de puncte premium, clanuri, change nickname, account upgrade. Ia uite aici, avem pe o lună, pe 12 luni, what the fuck, 888 de puncte premium. Uite, avem și pack-uri, small pack. Bă, chiar super interesant cum este meniul ăsta făcut. Avem și noi 5 de alea, nu știu exact. Cred că nu prea putem să le folosim la nimic. Cred că a fost din referral, dar oricum mi se pare interesant. Aș vrea să mă duc la dealership, uite. Da, am murit. Scuze, fanul tău, what the fuck. Te pup de Nicu dacă te uiți la acest video. Bă, și acum ne-a dat la o casă random care... aparent este în Sandy. Bă, cum aș putea eu acum să ajung în Los Santos, este întrebarea mea. Pot cumva să apelez la ceva taxi? Nu prea cred că pot să apelez la nimica. Un rent room, cred că așa era. Nu mai chirie la casa 49, da? Și change spawn, să mă dea la spawnul la normal. Comandă inexistentă. Spawn change? Dar mai cam nimerit-o, aia zic. Băi, atâta lume la jobul ăsta, nu știu, cred că e tracker-ul. Cred că undeva pe aici. Ia să scriem noi jobs și să dăm la tracker. Oba, nu, este la 5.000 de metri. Nu cred că să mai dăm. Toți așa că suntem aici în subiecte mari. Care real? Salut, frate. Bă, aș vrea cumva să mor într-un fel. Ah. Ba, dau pe gând, nu? Da. Bă, frate, am venit și eu să văd ce pe aici. Voi să-mi bape că am murit amândoi. Gata, mă, băieți și fete, am ajuns aici în Los Santos. Deci, da, cum am zis, haide să mergem până la show-ul să vedem dacă ne putem cumpăra ceva de 100.000 de dolari. Asta zicea că ne-a spus aici la Răducu, folosește Tox nou pentru a face acest lucru. Ok, ah, ok, perfect, perfect, perfect. Și acum nu mai avem iarnă.
Bă, dar sincer, mamă, se mișcă mult mai bine fără iarnă. Bă, dar sincer, dacă toți suntem aici în spiritul ăsta Crăciunului, hai să-i dăm tox nou. Să-mi scrieți în comentarii, că sunt chiar foarte curios dacă la voi a nins sau nu, pentru că, din păcate, la mine a nins doar o zi și asta acum vreo două săptămâni cam așa și, din păcate, nu am mai nins și, na, suntem în 2 ianuarie și, sincer, e cam nasol așa, fără zăpadă pe afară. Bro, am ajuns la destinație, dar pare ne trebuie level 3 pentru a cumpăra o mașină. Dar cred că știu de ce cumva ar fi asta antifraudă cumva, adică să nu intri pur și simplu să îți dai bani și să te duci să-ți cumperi mașini și tot așa până îți faci o grămadă de bani. Cred că, da, e o idee destul de bună asta. Avem noi pe aici DMV Faction. Mamă, bă, deci fecă meniul ăsta. Avem Uber, Yango, FBI, Hitman, instructor. Nu știu exact dacă sunt acum instructor sau nu. Dar stau kill că pă. Păi, sunt chiar comenzile alea de pe Samba. Sincer, bă, chiar îmi place, bă, serverul. Chiar e interesant, bă. Ia, ce mai avem pe aici? Joburi, sell car, business, 24x7, bank, clothes, CNN, gas station, gun shop, rent car. Ia să dăm noi puțin pe rent car. Bă, erau pe Samba astea, Sultan, ce mai erau? Cum se numeau mașina aia de arăta ca Ferrari? Turismo? Cred că Turismo, dacă nu mă înșel. Sunt aici curios să văd cam ce au băgat băieții. Cred că e și Sultanul pe GTA Online și Turismo totodată. Adică 100% sunt, pentru că e seria Grand Theft Auto până la urmă. Deja că am ajuns la destinație și e pe partea aia altă. Cred că aici este și DMV-ul, pe unde poți să-ți închiriezi mașina, cred. Sau nu, abonul pur și simplu. E checkpoint-ul și ăsta, logo-ul. Ok, deci aici e business-ul și de aici ne putem închiria. Rent car, asta e că avem deja una, un rent car și acum rent car. Avem Premier, Mesa, Blista, Futo, Glendale și Warner. Bă, asta Futo e cea mai șmecheră. O știu de pe asta, de pe GTA Online, că sincer chiar faci niște drifturi super interesante cu ea. Am văzut că lumea face super mult tracker, adică ați văzut și voi în Sandy că o grămadă de lume care face tracker și sunt curios dacă e pe skill, adică skill 1, skill 3, cred că... Ia stați așa, slash skills, da, uite, da, exact. Avem tracker skill 1 din 6 și 25 de trailere pentru a face următorul skill. Ok, aici este sediul de la tracker, ne parcă noi mașina aici pe undeva. Îi dăm un rent car, așa, perfect, ca să nu ne mai abănuții, pentru că, na, cu siguranță este o mașină pe aici deblocată. Deci, hai să dăm quit job prima dată și apoi Y, sau get job să dăm, gata, uite așa, use work sau... Or press Y, nu știu de ce nu merg astea pe Y. Cred că e de la mine, de la Keybind ceva. Mă, băi și fete, dacă vă întrebați de ce mi se vede puțin jocul ăsta mai altcumva, este cam mod de grafică mai exact, nu V-ul Natural Vision Evolve. O să vă las în comentariul fixat cum se instalează modul de grafică. Am făcut un video special pentru RGP și aparent avem noi aici mai multe locații unde putem noi să ducem remorcile cum ar veni, așa că hai să luăm noi aici la Palomino, acolo unde una mai aproape, așa la 2000, să vedem cam câți bani primim. Nu știu exact dacă se merită mai mult ca fisherman, dar acum, na, cred că toate joburile sunt echilibrate. Dați așa că am ajuns aici la locație, ne parcăm aici tirul și am primit 22.000. Deci nu mă ocup să urca băieții. Nu știu exact dacă se merită mai mult ca fishermanul, dar acum cred că la skill mai mare o să se vadă diferența super mare. Deci, da, de aici ne putem noi lua un nou camion și să mergem înapoi. Uite, la Innocence Boulevard de aici. Bă, ia uitați, bă, câtă lume e pe server, bro. Eu, bă, chiar mă bucur maxim, bă, sincer. S-a unit comunitatea de pe Samp, adică cu siguranță sunt mulți băieți de pe Samp care au venit pe Rage MP și, bă, Rage MP, vă spun sincer, chiar merită toată atenția. Bă, dar sunt mulți cu tirul, bă. Chiar super tare. Ia uite, bă, cum vin, bă. What the fuck? Bă, m-am făcut accident, cred că. Ia că am sosit cu tirul și aici la destinație. Ok, perfect. Am primit 24.000. Păi, e super bine. Cred că ruta asta este cea mai populară. Bă, da, sunt foarte mulți pe server, bă, e chiar super tare. Pentru că, na, cred că este și mai rapidă și mult mai profitabilă, pentru că faci banii timp mai scurt și mai rapid. Cu siguranță de asta băieții aleg ruta aceasta. What the fuck, câtă lume e pe aici. Mă, băi și fete, o să-mi parchez și eu tirul pe aici, pentru că suntem la final de video. Bă, sincer, bă, mi s-a părut super tare serverul acesta. Stați așa că am dat DVK pe 5M. Deci, da, cum am spus, dacă facem peste 100 like-uri la acest videoclip, o să mai facem videoclip pe RageMP, de ce nu? Pentru că mie mi s-a părut super interesant bihodul cum este, adică serverul acesta de RPG. Scrieți-mi și voi în comentarii părerea voastră despre acest server, pentru că sunt chiar foarte curios și de ce nu și despre acest video. Deci, numele meu a fost Webster 2K, vă mulțumesc că ați stat până la final, vă salut, pa, pa!